Salut! În clipul care urmează vom prezenta un Honda Forza 300. Este un clip primit de la un prieten de-al meu. El este motociclist, dar este fan acest scooter. Am vrut să fac o scurtă introducere, deoarece în partea a doua a clipului vocea sau sunetul s-a pierdut și o să încerc să vorbesc eu în acea parte. Vizionare plăcută și ne vedem! Pa, pa! Salutare! Astăzi prezentăm o Honda Forza 300, anul 2015, capacitate cilindrică 280 cm3, de aia în act este trecută 300. Este un maxi scooter mai degrabă, care își face treaba exemplar. Un consum de 3,3 și 3,5% de kilometri. Alergat, zic eu, mers 100-110. Top speed-ul ei este de 140 de kilometri pe oră la vale și 133-135 pe drum drept. Este ușor naked, dacă vă uitați, nu are parbriz. Să nu te bată vântul, tot vântul îți cam vine în piept și în gât. Este foarte frumos desenat. O să vă întrebați probabil de culoare. Culoarea nu este originală. Este aplicată o vopsea Flash Pearl, așa se numește, este cameleon. Se aplică pe bază neagră, este pudră, se bagă în lianț. Este mai dificil de vopsit. Pentru cei care vor să știe exact procesul și cum se poate obține această sau cum se poate vopsi această culoare, vă lasă Beni un link în descriere. Toate comenzile sunt aici. Avem spațiu de depozitare cu priză 12V. Avem aici încă o depozitare pentru probabil portofel sau eu știu ce. Capacul de la rezervor și șaua, unde este un spațiu mai mult decât generos. Avem loc pentru cască, eu știu, sucuri. Avem un ghidon foarte frumos desenat, negru. ABS față, ABS spate, discuri față, discuri spate, frâne de la Nissin, clasice Honda, etrieri. Evacuarea nu este a Krapovici, este și ea vopsită și pus un sticker. A avut o evacuare de pe cumpărată de pe Amazon, o făcătură de Krapovici care s-a spart, efectiv s-a topit după o lună de folosință. Motocicleta este foarte comodă. Șaua un pic cam tare, după, eu știu, dacă faceți drumul lungi cu ea, vă plimbați, să zic, 200-300 km pe zi. Nu să mă întrebați de ce carenele pe sub arată așa. Deoarece mă dau cam periculos cu ea, să spun, și cricul este barberit lateral. Și acela de jos
Eu am 83 de kilograme și dacă ești înclinat spre limită cu ea și este un drum de nivelat sau hopuri, ating carenele pe jos. Dar dacă mergi cu un pătat și nu ai probleme, totul este ok. Nu este defect de fabrică, este defect de pilotaj, să spun așa. După cum spunea și prietenul meu, scooterul arată impecabil. Ceasurile din bord sunt din plasmă. El are 29.000 de kilometri, 29.300. Scooterul valorează undeva la 3.000, 3.000 și puțin de euro. De nou a fost undeva la 5.000 și ceva de euro. Deci pentru cei doritori de un A2, să zic așa, care vor să meargă doar prin oraș, să își facă treaba, să meargă la serviciu, e mai fain decât un motor. Consum de 3.8, chestie care rar o întâlnești, să zic așa, la un motor. Și mai departe o să vă las câteva cadre cu el din mers, să vă faceți o idee despre cum merge acest scooter. Asta a fost Honda Forza 300. Mersi că a stat alături de mine și ne mai vedem. Pa, pa!